Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bârlada au probat activitatea infracțională a trei tineri suspecți de săvârșirea mai multor infracțiuni de furt din locuințe, dependințe și din autoturisme. Doi dintre tineri au 18 și respectiv 19 ani și sunt domiciliați în municipiul Bârlad. Al treilea are 21 de ani și este din comuna Grivița. Cei trei tineri sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în perioada februarie 2010-martie 2011. Faptele au fost comise pe raza municipiului Bârlad și pe raza comunei Grivița pe timp de noapte. Au sustras din imobile nelocuite diverse bunuri, boxe auto, componente de calculatoare, componente aparatură electrică și multe altele în valoare totală de aproximativ 4.000 de lei. Marea majoritate a bunurilor au fost recuperate de polițiști și restituite părților prejudiciate. Doi dintre tineri au fost reținuți pe bază de ordonanță pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior au fost prezentați la parchetul de pe lângă judecătoria Bârlad, respectiv judecătoria Bârlad, cu propunerea de arestare preventivă.